Casa unui consilier local din Scobințe era să se facă scrum din cauza neatenției. În această după-amiază, pompierii din Târgu Frumos au intervenit cu autospecialele din dotare pentru stingerea unui incendiu care amenința și sediul poliției din localitate. Curățenia de primăvară s-a terminat cu un incendiu la Scobinț. Gospodăria lui Constantin Stavara chiar s-a aproape în totalitate din cauza focului lăsat nesupravegheat. Flăcările amenințau și sediul poliției din localitate, care este situat gard în gard cu locuința consilierului Pepe de Dist. Până la venirea pompierilor, primul ajutor a fost acordat de către săteni care au cărat 10 de găleți cu apă. Mă rog, am avut cu apă aici la mine. Deci aici la pânzând, A fost un furt urmaș acolo, în tagări, da? În loc de oameni. Au venit oameni obțărit. O să-i vecinii? Vecinii ăștia, până au venit la pompieri. Deci prima intervenție, de cu furtul în partea aia, deci cu căldările. Da, da. 20-20 de băieți de așa. Vecinii acestuia spun că bărbatul făcea curățenie și a lăsat focul nesupravegheat, care s-a extins imediat la anexele unde erau animalele, riscând ca flăcările să le ardă.